Bună ziua! Am tot amânat acest briefing care urma să fie anunțat sau să aibă loc direct după alegeri. Astăzi am avut ședința Biroului Executiv al Partidului Democrat și am anunțat colegii că am decis să mă retrag de la conducerea partidului. În ultimii 2 ani, Partidul Democrat a făcut altfel de politică, politică sinceră cu alegătorii și curată față de oponenți. Nu am criticat și nu am atacat pe nimeni. Ne-am concentrat, simplu, pe faptele, rezultatele și viziunile noastre. Rămân în continuare convins că Partidul Democrat are cei mai competenți și profesioniști oameni și o structură puternică de partid în teritoriu. Rămân convins că dacă Partidul Democrat era astăzi parte a guvernării, ar fi contribuit semnificativ pentru că această criză de proporții prin care trece țara noastră energetică, prețuri și tarife, frică și incertitudine, să fie soluționată mai ușor. Rămân convins că Moldova are nevoie de oameni competenți, că Partidul Democrat încă mai are ce oferi țării noastre și că are dreptul de a se reinventa și a reveni în forță cu altă conducere. Primii 10 ani din viața conștientă de adult, din 90 până în 2000, i-am dedicat profesiei de inginer. Din 2001 până în anul 2011, 10 ani, am condus întreprinderi, am administrat afaceri, am construit și am obținut rezultate. Următorii 10 ani, din 2011, iată până în 2021, i-am dedicat serviciului public. Sunt 10 ani în Ministerul Tehnologiei Informației, la Guvern și la Partid. Astăzi plec în păcat. Așa cum spunea Theodor Dreiser, trebuie să faci ceea ce poți cu resursele pe care le ai acolo unde ești. Asta am făcut noi la Guvern. Am făcut ceea ce am putut să facem cu resursele pe care le aveam în acele circumstanțe. Am majorat salarii și pensii, am construit drumuri și grădinițe, am oferit tinerilor prima casă și am examinat gratuit oamenii din toată țara în cadrul proiectului Un Doctor pentru Tine. Am pus bazele pentru digitizarea economiei atunci când am simplificat obținerea actelor prin introducerea unui ghișeu unic și crearea Agenției Servicii Publice. Am lansat parcurile IT virtuale, am elaborat strategia Moldova Digitală 2020. Trebuie să recunosc că cel mai mult sunt mândru de realizările în domeniul tehnologiei informației, când văd că astăzi exporturile IT au depășit domeniile tradiționale de export. Să știu că acest proiect, pe care îl consider ca un copil al meu, a fost pornit de noi, de la o idee pe care am avut-o încă acum 10 ani. Au fost ani în care, din punct de vedere economic și social, țara s-a mișcat înainte. Și mă bucur sincer că am avut ocazia să fiu parte la acele schimbări și beneficii aduse oamenilor. Se putea mai mult? Probabil. Dar așa cum vor afla curând și noi guvernanți, nu întotdeauna faci ceea ce vrei, ci în majoritatea cazurilor faci ceea ce poți. Trebuie să faci ceea ce poți cu resursele pe care le ai acolo unde ești și din punctul ăsta de vedere le doresc succes. Din proprie experiență știu responsabilitatea pe care o au e una foarte mare și dificilă. Colegilor mei de partid, cei care au rămas în Partidul Democrat, verticali și drepți în ciuda tuturor presiunilor, în ciuda amenințărilor sau promisiunilor de saci cu bani, le spun mulțumesc pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și pentru tot ce am învățat alături de voi, dragi colegi. Știți că am vrut să anunț această decizie imediat după alegeri, dar am vrut să plec mai împăcat, știind că las partidul într-un sediu nou, cu bugetul și cheltuielile planificate până în 2023, cu staff funcțional și gata de muncă.
Vă doresc succes în continuare. Știu că Partidul Democrat are oameni extraordinari și știu că veți reuși în continuare. Vă mulțumesc!